Poliția Chișinăului, în comun cu 5 parteneri, au dat start campaniei Antidrog, Alege Viața, acțiunea drept scop, prevenirea consumului de droguri, în special în rândul tinerilor, prin creșterea gradului de informare și sensibilizare asupra pericolelor asociate, informează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției IGP, activitățile campaniei includ sesiuni de instruire în școli și tabere pentru a combate creșterea criminalității legate de droguri și pentru a întări măsurile de prevenire și tratament incluse în programul de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2022-2025. De asemenea, vor fi desfășurate acțiuni de sensibilizare a părinților, autoritatea tutelară și personalul instituțiilor de învățământ privind importanța prevenirii consumului de droguri. Campania se va desfășura în perioada 20 mai-31 august curent.